stai puțin. Pare că nu mai are niciun rost. Păi n-ai terminat, n-ai zis predicatul. Deci ai ieșit afară să explici lui Alin nu știu ce și da. N-ai mai terminat, cam la pauză, atât. Și mergem mai departe. Am încercat să-i explic ceea ce ați văzut și dumneavoastră și ceea ce i-a spus de la început, când a început să spună toate lucrurile astea. Eu am comentat și la ceea ce a spus dumneavoastră și mie mi s-a părut la fel ceea ce încearcă el să spună. Mi s-a părut că nu-și asumă ceea ce a făcut în trecut, atât. Și că acum ar fi vrut să-i dea o altă valoare la ceea ce a vrut să-i explice atunci. Am greșit, îmi cer scuze, Oana, pentru tot ce s-a întâmplat între noi. Nu că pentru mine nu a însemnat nimic, am fost doar adus în subiect, eu nu vreau să mai fiu adus în subiect cu chestia aia, eu vreau să rămân prieten cu Oana. Eu, de fapt, atunci, la momentul respectiv, nu simțeam că tu mi-ai făcut semnele alea obscene și nu erau decât niște semne așa la mișto. Și asta, atât. Ai încercat să dai prea multe explicații și fără nicio valoare. Ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Este ca și cum eu m-am certat cu Raymond, am o părere despre el și mâine îi spun, Raymond, hai să dăm mâna și îmi cer scuze. Știi, eu atunci eu nu vreau să spun. Eu spuneam doar alea așa că, nu știu. Așa mi s-a părut mie. Raymond. Și i-am spus că nu am absolut nimic cu el. Tocmai mie mi s-a părut ciudat că a reacționat urât asupra mea și asupra lui Viorel. Oricum, eu n-am treabă, dar vrea să reacționeze, m-a băgat în aceeași oală. Cum adică te-a băgat în aceeași oală? Cu ceea ce a zis. Că el credea că de Viorel, cu gesturile pe care le-a făcut Oana cu Viorel și cu Laur, așa le-a făcut și cu Alin. El la asta a spus că s-a referit. Raymond, vrei să spui ceva? Te-am văzut că te uitai insistent. Nu vrei să spui nimic. Alin, poate ai dat tu o formă care n-a fost pe înțeles. Ce-i Cristina? Te ascult. Andrei s-a pierdut ideea. În sensul, l-a băgat în aceeași oală cu Viorel. Se refera la faptul că Viorel spune că se dă pe lângă Oana, că este un link cu Andrei. Nu a afirmat asta. A spus că nu și-a asumat la momentul respectiv ceea ce a spus atât. Bun, Alin, poate ai avut astăzi o ieșire. Nu l-a judecat așa, Andrei, poate nu te-a înțeles. Nu l-a judecat Andrei că s-a apropiat exact de Oana. Deci Andrei nu-l deranjează. Alin poate să fie prieten cu oricine din această casă. Oricum, o să văd mâine sau săptămâna viitoare când va mai fi clasamentul. Nu voi mai vorbi cu primii șase, că ca să nu mai dau pe lângă. O să vorbesc numai cu Laura, Flori, Gina, Mariana și Grigore. Noi cei care suntem la subsol. La ideea că el e bun, dacă era bun, nu ți-l funcție de clasament. Până la urmă, asta contează mai puțin, relațiile din casă contează cel mai mult. Dar cine își face prietenii în funcție de clasament? Nu ar trebui să ne facem prietenii, să zicem că vorbim cu X sau cu Y, că ne văd cei de afară. Cei de afară contează mai puțin, noi contăm cei mai mult. Și nu putem să fim prieteni dacă nu ne suportăm. Dar ți se pare că se pune problema asta? Nu putem să ne înțelegem cu toată lumea. Mariana, dar se pune problema asta de clasament între Alin și Oana? Păi nu știu, se aduce atâta în discuție. Și atâta că suntem răi. Dar nu putem să fim apropiați de toată lumea, că nici în societate nu suntem apropiați de toată lumea. Să zică cineva mi-e drag doar ca să fiu bun. Nu mi-e drag și punct. De ce n-ai fost și atunci, cum ești acum? De ce nu ai vorbit așa cu mine? Acum vorbești cu toți și atunci nu vorbeai. De ce nu vorbeai? Eu când aveam un cuplu nu vorbea nimeni cu mine. De ce nu vorbea nimeni cu mine? Atunci nu mai erai bun? Atunci erai. Că nu vorbeai cu mine. Vezi că acum ai dat dovadă că iar nu vorbesc cu primii șase. De tu vorbești în funcție de ce spune lumea de afară? Păi tu ai spus că sunt lingău acum față de Oana. Nu am zis că ești lingău, am zis că te muți de colo-colo tu. Băi, așa te-am văzut. De la Raymond te-ai mutat în partea aia, dacă iese Oana pe primul loc, acum gata, stai acolo. Dacă nu iese, te muți și vorbești cu Raymond. Săptămâna viitoare.